Pentru dimineața aceasta o să citim câteva versete din Evanghelia după Matei, din capitolul 26, de la versetul 26 la versetul 29. Evanghelia după Matei, 26, de la 26 la 29. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Să ne așezăm. În fiecare prima duminică din lună venim la biserică și știm că este cina Domnului. Ne-am obișnuit cu asta. Lucrurile cu care ne obișnuim devin rutină. Iar apoi lucrurile pe care le facem din rutină devin obișnuință. Și lucrurile cu care ne prea obișnuim își pierd valoarea. Le facem în mod repetitiv, aproape instinctiv. Venim în prima duminică la cină. Tocmai de aceea câteva gânduri pe care mi le-a pus Domnul pe inimă pentru această mare sărbătoare a bisericii, care este cina Domnului, le-am așezat sub un titlu simbolic: încă o cină, încă una. Deja în 2024 este a opta. Sunt unii care am fost la toate opt, alții poate care am fost plecați și în altă parte și care iau în alte duminici, poate am luat cina Domnului de mai multe ori. Și aș vrea să pornim de la o întrebare în această dimineață. De ce este atât de prețioasă această sărbătoare? De ce nu ne putem permite să lăsăm să se transforme într-un obicei, într-un ritual repetitiv, într-o rutină? De ce nu poate să fie tratată cu ușurătate această sărbătoare? De ce trebuie luată în serios sărbătoarea cinei Domnului? De unde vine valoarea ei? Ce este în acest act cu care deja suntem atât de obișnuiți? Știm exact cum funcționează, știm exact ce urmează, știm exact cum se servește, toate le știm. Ce mai aduce cina pentru noi? De ce trebuie să mai facem? De ce nu facem o dată pe an? O dată în viață? Sunt unii care fac așa. Aș pune o întrebare și mai periculoasă: de ce nu o facem mai des? Nu dau răspuns la această întrebare acum. Dragii mei, cina Domnului are niște dimensiuni spirituale atât de profunde încât cel mai iscusit predicator nu le poate atinge. Are o greutate duhovnicească atât de profundă încât nici nu poate să fie explicată complet și nici înțeleasă pe deplin. De aceea este nevoie să participe credința noastră în acest act al cinei, pentru că credința trece dincolo de înțelesurile noastre. Mi-am pus o întrebare pentru mine și îmi permis să o lansez și pentru dumneavoastră. Dacă v-ar spune cineva în felul următor:
Aceasta este ultima cină la care o să participi. Cum ai lua-o? Cum ai trăi-o? Bun, oricum va veni o ultimă cină și cine știe, poate că pentru unii dintre noi chiar va fi ultima. Cum ai lua-o dacă ai ști că este ultima? Așa, aperitivul pentru prânzul care va fi în împărăția lui Dumnezeu. Da? Cina Domnului, am spus că are niște dimensiuni spirituale atât de profunde și trebuie luată atât de în serios, pentru că la cina Domnului noi demonstrăm legătura duhovnicească cu însuși Domnul Iisus Hristos. Când stăm la masa Domnului, demonstrăm acea legătură de nezdrobit, de neseparat între noi și Domnul mesei, care este Domnul nostru, Iisus Hristos. Această legătură duhovnicească profundă, imposibil de înțeles omenește, este doar sugerată de o imagine, și anume a locului spiritual în care această legătură are loc. Pentru că această legătură duhovnicească profundă, tainică, ne este deschisă în Evrei, în capitolul 10, la versetul 10, la 22. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul prea sfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată. Găsim toate cele trei elemente pe care și Apostolul Pavel le menționează cu privire la cina Domnului. Și Domnul le spune despre, le folosește în imaginea despre cina Domnului. Și anume, este sângele Domnului, este trupul Domnului și este curățarea noastră. Unde are loc această legătură absolut strânsă, duhovnicește? Acea unire profundă între Duhul meu și Domnul meu în locul preasfânt, unde numai prin Hristos avem acces. De aceea Duhul lui Dumnezeu care e prezent în biserica sa leagă Duhul închinătorului la masa Domnului cu însuși Hristos Domnul, a Lui să fie slava. Este legătura cu Domnul și este legătura cu trupul Său, adică cu biserica. Și această legătură cu trupul Său trece dincolo de o generație. Noi, stând la masa Domnului, avem părtășie cu trupul universal al lui Iisus Hristos, adică cu biserica, cu mireasa lui Iisus Hristos, care trece și generațional și care trece și geografic. De pretutindeni și dintotdeauna. Să intrăm într-o legătură strânsă și să devenim, să fim parte a miresei atunci când noi stăm la masa Domnului. Dacă atât de mari sunt realitățile acestea spirituale, atunci pornim de la aceeași întrebare. De ce să ne împărtășim? De ce ne împărtășim astăzi? Este cina Domnului opțională? Sau este un imperativ? Este opțională sau este un imperativ? Domnul nu a făcut niciodată afirmația: dacă veți vrea să stați la masa mea, dacă vreți să beți din sânge, dacă vreți să mâncați trupul meu, și Domnul a zis: luați și mâncați, luați și beți. Asta înseamnă că participarea la masa Domnului pentru un credincios este un imperativ, nu opțiune. Deci, de ce ne împărtășim? În doar câteva minute am să vă las 6 motive principale pentru care noi trebuie, nu putem, trebuie să stăm la masa Domnului. Primul dintre ele: eu stau astăzi la masa Domnului pentru că cina este parte a închinării mele.
Tu stai la masa Domnului pentru că cina este partea închinării tale. Și tu ai fost creat de Hristos ca să te închini lui Dumnezeu. Scopul venirii tale pe pământ, primul și cel mai important, este ca să fii un închinător. Iar actul suprem al închinării bisericii, dincolo de toate celelalte forme de închinare, actul suprem al închinării bisericii este masa Domnului. Și vă rog să rețineți lucrul acesta. Dragii mei, problema oamenilor de astăzi nu este dacă se închină. Toți oamenii se închină. Problema de astăzi este cui? Cui ne închinăm? Ori participarea noastră în mod conștient, în cel mai pios mod, la masa Domnului, demonstrează această declarație. Noi ne închinăm lui Dumnezeu. De aceea suntem la masa Domnului. Pentru că închinarea nu este ceva ce facem noi, ci închinarea este ceva ce suntem noi. Pleacă din ceea ce suntem și pentru că suntem, vom și face ceva. 1 Ioan 3:2. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce va fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Și în 1 Ioan 4:6, noi însă suntem din Dumnezeu. A fi închinător este mai important decât a căuta să faci niște forme de închinare. De aceea, noi când venim la masa Domnului, trebuie să ne punem întrebarea, cine suntem noi? Când noi știm cine suntem, atitudinea noastră la masa Domnului este cu totul alta decât a celor care vin la un ritual. Au bifat și au gust. A fi închinător înseamnă a ști cine este Dumnezeu. Știi cum arată închinarea noastră, inclusiv prin formele noastre de închinare? Formele noastre de închinare se adaptează perfect la cât de mare este Dumnezeul nostru. Repet, formele noastre de închinare, prin forme, exprimă perfect cât de mare este Dumnezeul meu. La un Dumnezeu mic, mă închin cum vreau. Fac ce vreau, așa, o atitudine zeflemis, uneori relaxată, pasivă. Înaintea unui Dumnezeu mic, pot să mă duc cu o atitudine mică. Dar dacă Dumnezeu este infinit, El ține universul. Dacă El este creatorul, mântuitorul nostru, dacă poate face toate lucrurile, nu-L ține timpul și locul și spațiul, dacă este atât de mare Dumnezeu, cum este închinarea mea înaintea Lui? Nu vreau să fie nimeni ofensat prin ceea ce spun, dragii mei, dar atitudinea noastră deconspiră cât este Dumnezeu pentru mine. Deci, stând la masa Domnului, eu îmi exprim închinarea înaintea lui Dumnezeu, pentru că închinarea este un răspuns pe care eu îl dau la ceea ce Dumnezeu este. Cum îi răspuns astăzi la masa Domnului lui Dumnezeu? Eterna problema închinării este mutarea centrului. Și trăim vremuri în care se schimbă foarte repede centrul închinării sau subiectul închinării. Să mă explic. În centrul închinării bisericii trebuie să fie Iisus Hristos Domnul. Numai că foarte ușor alunecăm și îl împingem pe El mai înspre margine și ne așezăm noi în centrul închinării. Și așteptăm ca închinarea să ne fie cumva adresată nouă. Tocmai de aceea se pune cea mai greșită întrebare. Nu mai puneți când ieșiți din biserică, vă rog. Cum ți-a plăcut astăzi la biserică? Nu mai puneți! Că nu-i despre noi? Nu-i să ne placă nouă? Când am pus întrebarea asta, înseamnă că m-am pus eu în centrul închinării și toți trebuie să facă lucrurile astfel încât să-mi placă mie. Nici la masa Domnului. Centrul închinării la masa Domnului nu suntem noi,
E Hristos Domnul. De aceea când va trece farfurii, când vor trece farfurile în fața ta și vei lua din pâine și din rodul viței, te rog să te gândești că nu-i despre tine, este despre Hristos Domnul și ce a făcut El pentru tine și ce a făcut El din tine. Deci, în primul rând, stau la masa Domnului pentru că prin aceasta îmi demonstrez închinarea înaintea Lui. Al doilea motiv pentru care am venit să stau la masa Domnului, pentru că la cina Domnului sau la masa Domnului este declarația ta de ascultare. Venind la masa Domnului, tu îți declari ascultarea de Hristos. Luați și mâncați, luați și beți. Acestea, așa cum am spus, sunt imperative, nu sugestii. În 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22 la 23, Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult arderele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Și continuă apoi versetele. Dragii mei, am întâlnit asemenea perspective și înțelegeri ale cinei Domnului și nu știu de ce trebuie să dau explicația asta. Foarte mulți cred că stând la masa Domnului, așa într-un mod miraculos, sunt protejați de ispite, de atacurile celui rău, de păcate, sau chiar dacă le mai comit și sunt mai ușor așa pe cale, oricum au stat la masa Domnului și asta rezolvă multe. Așa au crezut unii din Corint. Că dacă stau la masa Domnului, pot să meargă și la templele idolești și să mănânce mâncare, că dracii nu se ating de ei, că au așa un scut spiritual, așa dintr-o dată, să închide o bulă de asta electronică în jurul lor și nu mai vin demonii pe ei. Și Apostolul Pavel începe capitolul 10 din 1 Corinteni și le spune: ați auzit că în vechime prepărinții voștri au mâncat mâncare duhovnicească, ca voi la cină. Au fost botezat pentru Moise, ca voi, la botez. Și continuă șocant și zice: și au pierit. Păi cum, nu ne protejează? Nu-i ceva magic în pâinea asta, în rodul viței și nimic nu se mai atinge de noi, nici COVID-ul, nici... Nu? Apostolul Pavel vine și spune, inspirat de Duhul Domnului, așa: ascultarea de Dumnezeu nu poate să fie înlocuită de nimic. De aceea, stând la masa Domnului, tocmai participarea la masa Domnului este un act de ascultare. Pentru că ascultarea este definitorie în relația noastră cu Dumnezeu. Al treilea motiv pentru care am venit la masa Domnului: masa Domnului este declarația mea de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Este declarația mea de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Trăim într-o lume foarte nemulțumită. Niciodată nu s-a trăit mai bine ca acum, de când e lumea asta. Aproape toți oamenii trăiesc ca regii, altădată. Nu ne lipsește aproape nimic, nu-i așa? Avem ce n-am visat când eram copii. Dar ceva totuși n-a scăzut. N-am scăpat din nemulțumire. Pentru că nemulțumirea nu ține de ce am și nici de circumstanțele prin care trec. Nemulțumirea sau mulțumirea o am în inimă sau nu o am. Mulțumirea este o stare, nu o reacție. Cei mai împliniți oameni din punct de vedere profesional, dacă vreți, sunt mulți care au o stare de nemulțumire. N-au nevoie de niciun motiv. Cine e nemulțumit, n-are nevoie de niciun motiv. Așa el. Așa el. Ori participarea la masa Domnului nu este altceva decât o declarație a faptului că eu sunt mulțumit pentru cine este Domnul meu și pentru ce a făcut El pentru mine.
Tocmai de aceea, sărbătoarea aceasta se mai numește și Euharist sau Euharisto, care înseamnă mulțumire. Euharistie în limba română. Spune cuvântul Domnului că atunci când s-au pus la masă, însuși Domnul a mulțumit. A mulțumit și apoi a dat. În al patrulea rând, am venit la masa Domnului pentru că la masa Domnului eu proclam ceva despre Domnul meu. Este o proclamație, este un mesaj pe care noi, care participăm la masa Domnului, îl dăm în afara noastră. A sta la masa Domnului este o proclamație prin credință, și anume, în centru cine este Hristos, Domnul, nu noi. În 1 Corinteni 11:26, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți, proclamați ceva. Ce? Moartea Domnului și al doilea rând, până va veni El. Două lucruri proclamăm. Hristos a murit pentru noi și Hristos vine după noi. Asta spune la masa Domnului. Hristos a murit pentru noi și Hristos vine după noi. De aceea, stând la masa Domnului, noi facem o proclamație care ne leagă de trei timpi a existenței noastre. De trecut, și anume, pentru că El a murit pentru păcatele noastre din trecut și ele sunt acoperite, suntem justificați înaintea lui Dumnezeu pentru lucruri rele pe care le-am făcut, ne leagă de viitor, Hristos se va întoarce și vom face lucrul ăsta până va veni El, și ne leagă de prezent, și anume, trebuie să deosebim trupul Domnului și să ne cercetăm. Asta e treaba noastră în prezent. În a cincilea rând, suntem la masa Domnului pentru că masa Domnului ne ajută să ne evaluăm onest. Adevărul este că de foarte multe ori suntem superficial în evaluarea noastră. Și eu sunt cu media. Nu sunt mai rău eu decât toți, nici cel mai bun din biserică, și noi ne raportăm unii la alții, ne luăm sistemul de referință greșit. Și când ne uităm așa pe orizontală, voi la fratele Victor, pe acolo, un pic mai jos, dar na, tractare și eu, pe turnantă, să-l ajung din spate. Ne raportăm greșit unii la alții. La cina Domnului suntem chemați să ne evaluăm nu unii față de alții, ci toți sau fiecare în parte față de sfințenia lui Iisus Hristos. Ei, în momentul în care mă raportez la perfecțiunea lui Iisus Hristos, la sfințenia lui Iisus Hristos, nu pot să ajung decât la o singură concluzie. Și anume, nu-s vrednic să stau la masă. Auci! Păi atunci nu mai dăm cină. Dacă ne evaluăm corect, nu suntem vredni niciunul, dragii mei. Prin noi înșine nu suntem vrednici. Cercetarea însă, în lumina Sfintelor Scripturi la masa Domnului, este atitudinea continuă pe care noi trebuie să o avem, uitându-ne la noi înșine. Și Scriptura ne învață și ne spune, mai uitați-vă din când în când la fundul gropii de unde ați fost scoși. Adică, evaluează-te pe tine. Cercetarea este curajul de a-mi confrunta eșecurile altfel decât în normalitatea zilei, când mă trezesc dimineață, mă duc la serviciu, vin. Suntem superficial în a ne evalua așa, în mersul nostru. Dar când venim la masa Domnului, parcă ceva ne oprește și zice, auzi, mai stai un pic, oprește-te un pic. Că asta se întâmplă acum, în așteptarea participării noastre la masa Domnului. Oprește-te puțin. Cine ești tu de fapt? Care sunt lucrurile nerezolvate din viața ta? Care sunt lucrurile care ți se pot imputa? Cum stai cu relațiile cu ceilalți? Cum stai cu relațiile în familie?
Cum stai cu relația cu soția, cu soțul, cu copiii? Cum stai în relațiile cu neamurile? Că e bine la cina Domnului să ne oprim și să ne întrebăm într-un mod onest și real, fără scuze, fără, știi, circumstanțe atenuante, acum... Nu, cina Domnului este un judecător drept pentru noi și ne face să ne uităm într-o oglindă corectă, fără deformări. Și nu în ultimul rând, în a șaselea rând, am venit la masa Domnului pentru că masa Domnului este un act viu, real. Ce înseamnă că este un act viu? Nu este doar un ritual mort, o formă. Este o profunzime, o realitate dinamică, spirituală, pe care noi o trăim în timpul actului cinei. În Ioan, în capitolul 6, versetul 48, Domnul spune despre sine: eu sunt pâinea vieții. Este ceva viu acolo. În Ioan apoi 6:53-56, Iisus le-a spus: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiul omului și nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl este viu, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mănâncă din mine va trăi și el prin mine. Vreau să fac această precizare, dragii mei. Nu combinația chimică a pâinii sau a rodului viței poartă o putere aparte, ci actul duhovnicești simbolizat de aceste elemente, deci ceva dincolo de materie, este ce aduce viață în noi. Că am văzut unii care se focalizează foarte mult. Sigur, nu desacralizăm, nu ne batem joc și luăm oricum. Să nu mă înțelegi greșit. Dar să nu cumva să credeți că celula aceea din pâine, aia ne transmite așa un fascicol de viață spirituală noi. Viața vine de la Hristos, care este spiritual prezent în biserica Lui. Deci, la masa Domnului, primim putere de la Hristos. Sunt aici și este un act viu pentru că primesc viață spirituală. Mă duc revigorat de la masa Domnului. Prin speranță, prin viață în mine, crește pasiunea pentru Hristos. Au fost mulți care au fost vindecați spiritual la masa Domnului. Au fost mulți care au fost vindecați fizic la masa Domnului. Pentru că masa Domnului este un act plin de putere și de viață. Deci, de ce am venit la masa Domnului? Am venit la masa Domnului pentru că ea este partea închinării mele. Am venit la masa Domnului pentru că este o declarație de ascultare de ce ne-a cerut Hristos să facem. Am venit la masa Domnului pentru că este o declarație de mulțumire pentru ce a făcut Hristos pentru mine. Am venit la masa Domnului pentru că este o proclamație asupra Hristosului, a ce a făcut și a faptului că l-așteptăm. Apoi, am venit la masa Domnului pentru că este un timp de evaluare onestă înaintea lui Dumnezeu a ceea ce sunt. Și am venit la masa Domnului pentru că în actul cinei este o putere vie. Am întâlnit oameni care de luni de zile fug de masa Domnului. Am întâlnit un om care a zis că de câțiva ani n-a luat cina Domnului. Nu vă spun motivele pentru că nu vreau să fie o ofensă generală. Dar vă întreb eu, dacă avem harul
ca Dumnezeu din ceruri să pregătească o masă pentru noi, că nu noi am pregătit-o pentru El, ci El pentru noi. Că dincolo de ceea ce am făcut noi aici, este masa reală pe care El a pregătit-o și ne-o oferă nouă astăzi. Dacă a făcut lucrul acesta, tu ce faci pentru Domnul astăzi? Tu cum stai la masa Domnului? Închei cu aceeași întrebare, dramatică poate. Dacă astăzi este ultima ta cină, cum particip la ea? Haideți să stăm ridicați. Și în cele ce urmează, pentru că am spus că masa Domnului este și un act al evaluării noastre, cred că este bine să venim cu o rugăciune de pocăință înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, dacă cina Domnului este atât de mare, atât de importantă, are atâta putere, Doamne, m-am uitat la mine și sunt nevrednic, dar te rog, dă-mi tu vrednicie prin harul tău. De dimineață s-a tot cântat despre har și iertare. Este timpul să le trăim acum, în rugăciunea aceasta. Intrăm cu toți în rugăciune.